of you shall spring to it. Mother, that's your Krishna. The Saint Sakya Pankhi Shakrishna is me. E senza lucrare spine vestivi qui Cristo solo in lume e vestire i pangeli e vestire un barazzino che si può venire un barazzino tutto ci esiste della fine dei anni quella comune creazione l'uomo se pregadesce această uriașă lucrare dumnezească. Tot ce există până la această împărăție, ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu? În două forme. Aici din Scriptură. Atunci când Dumnezeu atotputernic, bunul, iubitorul, va fi toate mulți. Știți ce înseamnă aceasta? Tot ce e creație se va hrăni din Dumnezeu. Aceasta e esența Evangheliei și a lucrării lui Dumnezeu Iisus Hristos. Aceasta e concluzia Evangheliei de astăzi. Căutați în primul rând împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor dărui, se vor adăuga. Aceasta presupune însă lucruri concrete. Ce înseamnă să ai parte de împărăția lui Dumnezeu? Nu poți fi tu, iertați-mi vorba, întuneric sau moi, ci și capabil de Dumnezeu care ilumină și curăție. Imaculat. Nu poți face din lucruri contrarii unitate. De natură, de orice nu poți face. De aceea lucrarea lui Hristos Domnul e totdeauna să descopere celor ce l-a ascultat și în lumii întregi, să descopere începutul împărăției lui Dumnezeu. Hristos zice, împărăția mea nu e din lumea aceasta. Nu că va fi dincolo, în eonul, adică în viacul care va să fie, după trecerea timpului și istoriei, atunci când Dumnezeu se va înstăpâni și când îl va genunchia și înlănțui pe Satan, principiul rău, și va curăți lumea cu viață. Dar Hristos chiar nu totdeauna. Parcă uitați în vorba, parcă pâzie fiecare om cu neputința lui să iasă din starea de inferioritate. Să se înalți. Nimeni dintre câți cât am auzit și cât am mai citit și eu și nimeni dintre toți învățătorii de religie, întemeitorii de religie, între gânditorii și cugetătorii în lumea acestea, nimeni n-a dat o demnitate atât de mare omului cum a dat Iisus Hristos. Dumnezeu îi descoperă următorul fapt, omule, la îndemâna ta și a minții tale, e ceea ce mi-ai și simți. Ești tu care mesteci, care umbli, care alergi, care gândești la cele măsurabile și la cele nemăsurabile. Dar nu ești tot în acesta. În a umbla pe lume, pe terra aceasta, în a cuceri tot ce înseamnă o posibilități și potențe ale materiei și ale lumii, nu-i destul. Există o lume nevăzută, lumea Spiritului. Tu ești pecetuit să fii Spirit.
Tu ești decetuit să fii, cum zic apostolii, apostolii Domnului, Sfântul Apostol Petru, o foarte frumoasă expresie. Noi, zice Apostolul Petru, suntem părtași dumnezeiești firii. Adică părtași firii dumnezeiești. Cum adică eu? Eu părtaș la firea dumnezeiască? Asta e posibilitatea pe care o dă Hristos. Și n-aș crede atât în Apostolul Petru, care îl citează pe Domnul, și în Apostolul Pavel, și Pavel zice, noi suntem casnici și fii ai Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul e tot din cer. Și Domnul, din gura Lui ăsta, mă convinge pe mine și inima mea că Domnul cred desăvârșit. Deci doar El e care adevăr și viață. Domnul confirmă în Sfânta Scriptură. Citează, citează. Face trimitere la un cuvânt din Psalm, căci atenționarea lui Dumnezeu, Tatăl cel Iubitor, a fost din vechime, nu vă voi lăsa să pieriți în păcatele și în nevrednicia voastră. De ce ne faci Dumnezeu, întreabă pe Hristos? Pe cine și lui? Păi că nu ești, doar ești om ca și lui. Azi și-au luat pietre să lovească. Zice, de ce vă faceți mincinos? Oare n-ați auzit cuvântul din Scriptura voastră, preștinașii mei? N-ați auzit cuvântul din Scriptura voastră care zice, voi sunteți fii Dumnezei prin har. Psalmul 81. Voi sunteți Dumnezei și fii de Dumnezeu. Minte Scriptura, Evanghelia de astăzi, să revenim, dragi. Aceasta e pregătire. Evanghelia de astăzi, în mine, nu ca toată Evanghelia. E bogăție de sens. E undiță, dacă vreți, mâneană, ațățare, e aruncare înspre El. Doar îl va trage, îl va scoate Domnul din cele nu prea banale. Parcă fiecare săgeată aruncată din cuvântul Domnului să săgeteze un suflet și o inimă și să spună, dragule, omule, trebuie să depășești biologic. Voi fugiți cu totul după ceea ce vă e de trebuință trupului și pământului acestui. Destinația voastră e cu totul altă. Pământul va trece și cerul va trece, tot ce va trece, rămâne Dumnezeu. Cuvântul Lui reperitor pe care trebuie să-L învățați, să-L gustați și să deveniți Dumnezei. Și nu rozesc, când mă gândesc la netrebnicia și la neputința mea și la micinia mea și la păcătoșenia mea, Dumnezeu mă întinde mâna, scoală-te, Ioane, că tine zace sămânță de Dumnezeu, auzi? Și zice Domnul, printr-o paralelă, Evanghelia de la Matei, de la Evanghelistul Matei, din marea cuvântare a Domnului de pe munte. Știți cu toții, zice Domnul, luminătorul trupului e ochiul. Dacă ochiul tău, omule, două planuri, totdeauna vizează Domnul, cel material și cel spiritual. Dacă ochiul tău tulbesc, e bolnav, e întunecat. Tu vei fi întunecat. Luați aminte, zice. Aveți un ochi interior. Un ochi al inimii. Care trebuie să vă lumineze. Și dacă lumina aceasta, ochiul interior,
jen tu njerit, deci dacă ochiul inimii tale nu e bun, ce înseamnă aceasta? Ochiul trupului știți, ochiul interior ce înseamnă? Ce vă spuneam mai înainte? Trebuie să-ți deschizi ochii, să treacă dinspre imediatul terestrului, a telurii, a pământului, dincolo. Spori! Du-te! Prinde aripi! Tu nu ești mort de ce? Nu ești plin, aruncat spre putrezire. Ești Dumnezeu. Prin aceea te vei gusta din viața ta de Dumnezeu. Apropo de câini, trece un duhovnic și un ucenic pe cap. Și văd, se întâlnesc un câini din un hoi. Puțeară, un hoi de câini. Zice ucenicul, Avă, eu ne-am văzut în nasul și hai să mergem mai repede. Zice, e mizer, ordinar, hoitul acesta. A, duhovnul, dragul meu, uite de ce dinți frumoși am. Asta face Dumnezeu cu noi, din voi. Când își alege ce-i bun, ce-i de valoare. Dinți au pe care nu îți am. Nu se strică asta. Asta face. Mai mult din Evanghelia asta. Și e frumoasă. Nu vă îngrijiți pe orice vă spune ca să problematicile zilei de astăzi și de totdeauna ale omului de parcă astăzi, că noi nu vrem că de astăzi trăim nu în toatele și pastele și de că nu vă îngrijorați, Doamne, să nu fie grija voastră, prioritatea minții. Părinilor voastre să nu fie ce veți mânca sau ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca. Voi aveți un trup drag de cineva. Trupul vostru nu e mai mult decât mâncarea. Sfințiți trupul vostru. Sufletul vostru nu e mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă la crinii sălbatici. Toată podoaba lui Solomon e nimic pe lângă frumusețea crinilor. Uitați-vă la păsările cerului, că nu trec secere, nu seamănă, nu secere, nu trec. Și au ce să mănânce. Nu zic să nu lucrați, nu să... Nu, dar nu faceți Dumnezei și idoli. De ce face lumea astăzi? Mihai, din mâncat, din băutură, din plăcere, din distracție, din mamă, procesul de asta chema. Cine poate adăuga la statura lui un cop? Ci, și acum revenim, zice tu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea. Și le veți avea și pe ce. Doamne, poate că și nu sunt mincinos, eu, preotul că poate, siguranță. Nu știu nici ce mă tot paște așa o groază că lumea se depărtează de credință și de Dumnezeu. Să știți că am constatat așa pe timp foarte mulți oameni care se închide, foarte mulți oameni care cred. Nu neapărat venind aici și suportându-ne pe noi și toată osteneala și toate repetițiile astea pe care le avem în program și în curs, de multe ori plictiseală care ne prinde și vorbăria care ne mai paște și ne atinge. Sunt foarte mulți oameni care cred. Cred în felul lor. Netrebițat, nearătat, neafișat. Tu, Doamne, vei avea grijă. De a avea grijă poporul tău, căci pădăduința ta a fost, că împărăția ta va fi.
Și nu poate veni pentru nimeni. Va veni pentru Dumnezeii în curs de definire, de formare, de ajunge. Noi suntem aici, Dumnezeu, în casă ta. Și casa ta, biserica ta, nu e decât un copas spre împărăție. Însoțește-ne, Doamne. Însoțește-ne cu voia și cu dragoste, da? Dă-ne puterea cea de la tine. Și numai prin putere poate ajunge omul la măsura Dumnezeu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl, părtășia Sfântului, să fie din noi cu toți.